Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă prezint o aplicație mai interesantă cu ajutorul căreia putem să uploadăm mai multe fișiere sau mai multe dosare sau un singur fișier pe mai multe servicii de hosting. Pentru cei care utilizează serviciile de hosting sau serviciile de cloud gen Dropbox, SkyDrive, însă câteodată probabil că aveți nevoie să uploadați câteva o imagine sau mai multe imagini în mai multe locații pentru a fi sigur că una din acele locații va păstra fișierul vostru sau o să-l găsiți puțin mai târziu. Ok, soluția la acest program este creată de un băiat care își zice Zoom. Tocmai de aceea ne aflăm și pe website-ul zoom.eu, de unde vom descărca acest file and image uploader care este la versiunea 6.6.3. Am să descarc aplicația, să vă arăt exact cum funcționează. Este o aplicație relativ mică și eu sunt foarte mulțumit de ea. Dăm click pe Run, așteptăm să se încarce aplicația, nu trebuie instalată. Bifez aici să nu ne mai arate niciodată. Acum ne arată ce s-a întâmplat cu versiunile noi sau ce noutăți sunt în acest program. Avem aici câteva setări. Putem seta viteza, putem alege limba. Eu am să las pe limba engleză. Și file hosters, vedeți că avem aici undeva la 770 de sau nu, 893 de servicii care funcționează și pe care putem uploada orice fișiere dorim. Da? Vedeți, pentru video avem doar mai puține. Acest program este foarte bun și pentru cei care au website-uri de filme online, pentru că pot să-și uploadeze un singur film în 30-40 de locații o singură dată, fără să fac acest lucru de 5 ori. Da? Avem fișiere mai multe, pentru servere pentru imagini, avem 24 de servicii. Ok, am să închid aici, așa am să selectez haideți să selectăm o imagine la început. Da? Am selectat imaginea. Putem face split, da, în cazul în care fișierul nostru este mai mare de 100 de mega, însă în cazul nostru nu este problemă. Putem pune o parolă sau putem arhiva fișierul să fie arhivat sub formă de RAR cu o parolă. Și acum putem selecta de aici unul din serviciile foarte multe care apar, da? Eu am să selectez Multiselect și am să selectez 30-40 de servicii să vedeți cum funcționează. Pardon. Ok. Am selectat doar serviciul de imagine, nu am selectat mai devreme, îmi pare rău, ca să-mi uploadeze doar pe website-urile unde se pot pune doar imagini, nu și fișiere neapărat. Acum mai dăm click pe acest buton verde și așteptăm să înceapă upload-ul. Da, avem și logul pe care îl face el. Practic, ce face? Uploadează fișierul, după care verifică dacă acel fișier este disponibil și în funcție de asta ne anunță pe noi dacă este fișierul online. Da, aici avem o statistică generală.
Da, ne arată că a încărcat cu succes pe 20 de website-uri și la 7 a primit eroare. Și avem imaginile noastre. De exemplu, pe bigimage.kz. Da, dăm click pe imagine, să dau click pe copy link și am să mă duc în browser. Da, și vedeți, aceasta este imaginea pe care am uploadat-o cu vierme mic și rău. Este un virus pe care l-am agățat zilele trecute. Haideți să încercăm imagehack.us, da? Voi copia din nou imaginea. Da, vedeți că ne afișează imaginea, doar că ne afișează mult mai mic. Am să copiez. Alt link. Asta doar ca să vă arăt că funcționează. Da. Deci este un uploader destul de interesant, care este și portabil, nu trebuie instalat. Nu am să vă mai arăt, dar linkurile care apar cu verde funcționează, linkurile care apar cu roșu nu funcționează. Din ce motive nu funcționează? Probabil că avem nevoie de cont pe acele website-uri ca să putem uploada anumite fișiere. Am să selectez acum și un singur video. Să vedeți exact ce se întâmplă cu... Da, cred că am ales unul foarte mare, de 1 giga. Nu. Da, 47 de mega. Selectez că este un fișier și am să selectez câteva website-uri de aici. Da, și vedeți că a început upload-ul deja pentru fișierul nostru video. Acum depinde de upload-ul fiecăruia. Vedeți că aici funcționează upload-ul cu mega și ceva pe secundă. Puteți bifa ca să meargă doar un singur upload pe rând, ca să nu consume toată banda, să meargă totul mult mai rapid. Aștept să se uploadeze ca să vă și arăt că putem descărca acel fișier fără nicio problemă. Da, avem aici upload history și voi da din nou copy link să mă duc în browser. Da, numai că sunt pline de reclame aceste website-uri, dar nu avem ce face. Da, am să copiez un alt link. Acesta acum îl termină. Și aici jos vedeți că primim doar linkurile care chiar funcționează. Da, acesta este în limba franceză și am să descarc acest fișier. Să vedeți că merge. Acum și viteza de descărcare de pe aceste servere este relativ foarte mică, pentru că sunt gratuite și nu oferă o lățime de bandă foarte mare. Ok, s-a descărcat și fișierul și acum am să-l pornesc. Salut, prieteni, sunt Alex la tutoriale Video Info
Ok, atât despre acest file and image uploader. În cazul în care aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne scrieți în secțiunea comentarii a website-ului nostru. La revedere!